Vă salut, dragi prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și am pregătit pentru voi o nouă filă de istorie a neamului românesc. Basarab I, întemeietorul, eroul țării românești. Curiozități pe care trebuie să le știi. Basarab I, numit în documentele medievale de asemenea Ivanco Basarab, Basaraba și Bazarad. Născut în anii 1270, decedat în 1352 la Câmpul Lung, România. Supranumit în epoca modernă Basarab Întemeietorul, este considerat fondatorul țării românești. A domnit între anii 1310-1352. A fost fiul lui Tihomir sau Tocomerius, potrivit unui document oficial emis în 1332 de regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, care după bătălia de la Posada din noiembrie 1330 îl răsplătea pe comitele Laurentius din Zarand pentru vitejia sa din acea bătălie. Textul respectivei diplome conține mențiunea Basarab, filium Tocomeri, schismaticum infidelis olachus nostris. Pe Basarab, fiul lui Tocomerius, o traducere mai completă oferă Cornel Bârsan în Istorie Purată, cronica românească de istorie veche. Basarab era fiul lui Tatomir Tocomeri, de religie ortodox, schismatic, infidel, dar olach, român. În lipsa oricăror elemente documentare, începutul domniei lui Basarab I-ul a fost situat cu aproximație în 1310, potrivit tradiției consemnate în cronica lui Lucari, cu privire la întronarea lui Negru Vodă. Un document maghiar atestă că Basarab se afla la domnie încă din 1317, când este implicat într-un conflict local între nobilii din zona cetății Mehariei. Istoricul Constantin Cogălnicianu consideră că în perioada luptelor pentru tron din Ungaria, deci până în 1318, Basarab ar fi unit cnezatele din sudul Carpaților, întemeind astfel țara românească. Constantin Cejurescu crede însă că o bună parte din acțiunile de unificare fuseseră realizate până în 1307, anul când Robert Carol de Anjou a devenit regele Ungariei. Părerile rămân însă împărțite între istorici când e vorba de nucleul inițial al acestui stat. Cele două teorii principale susțin că acțiunea a pornit ori din stânga Oltului, unde se aflau curțile de Arge și Câmpul Lung, ori din dreapta sa prin extinderea voievodatului lui Litovoi. Fiul lui Radu Negru Vodă și Marghita, Basarab I, fondatorul țării românești, a domnit în perioada 1310-1352. Erou al istoriei noastre, menționat în multe legende, Basarab I-ul a fost domnitorul care, prin unificarea formațiunilor politice dintre Dunăre și Carpați, a întemeiat țara românească. Întemeietorul țării românești zădărnicea planurile regelui Ungariei de expansiune teritorială la sud de Carpați. Din această pricină au izbucnit curând conflicte. La îndemnul nobililor, regele Carol Robert de Anjou a pornit o expediție în țara românească ca să-l alunge pe Basarab și să pună pe altcineva în locul lui. Oștirea regelui a trecut munții pe la Severin în luna septembrie 1330. Pentru evitarea războiului, domnitorul român a trimis solde încredere pentru negocieri de pace. Regele maghiar a respins cu nechipzuință avantajoasele propuneri de pace și a ignorat avertismentul lui Basarab că de va mai înainta îi vor fi nimicite oștirile. După o străveche tactică de luptă, Basarab a pustit locurile din calea dușmanului. Rămânând fără alimente, oastea maghiară, ajunsă fără izvândă până prin părțile Argeșului, a primit în cele din urmă poruncă de întoarcere. Într-o strâmtoare din munți la Posada, o aștepta însă Basarab și oamenii lui. Astfel, oștirea lui Carol Robert de Anjou a fost nimicită, zădărnicind astfel planurile regelui de expansiune teritorială. La începutul secolului al XIV-lea, regatul maghiar trecea printr-o perioadă de criză politică, determinată de luptele interne ca urmare a stingerii dinastiei Arpadiene, 1301.
Acest fapt a slăbit exercitarea suzeranității maghiare asupra formațiunilor politice de la sud de Carpați. La aceasta se adaugă și scăderea autorității tătarilor de la nordul Mării Negre asupra acestor teritorii, ca urmare a conflictelor pe care aceștia le aveau cu gnezatele rusești și lituani. Acestea au fost împrejurările externe favorabile unificării statelor de la sud de Carpați. Izvoarele istorice susțin faptul că în 1324, Carol Robert de Anjou îl recunoaște pe Basarab, urmașul lui Seneslau și Tihomir, ca domn. Autoritatea lui Basarab se întindea asupra banatului de Severin, Olteniei, Munteniei, Munteniei de Vest și a unui teritoriu de la nordul gurilor Dunării, întreg teritoriul dintre Nistru și Prut, primind mai târziu numele de Basarabia. Prin recunoașterea lui Basarab ca domn, regele maghiar sugerează intențiile sale de a înlătura dominația tătarilor din regiunea Dunării. Raporturile dintre voievodul român și Carol Robert de Anjou se vor înrăutăți ca urmare a disputelor asupra banatului de Severin. În septembrie 1310, regele maghiar pornește expediția militară împotriva lui Basarab, luând în stăpânire cu acest prilej teritoriul aflat în dispută. În aceste condiții, domnul român face propuneri de pace, oferind o mare desfăgubire de război, 7.000 de mărci de argint, propunere care urmează a fi refuzată de rege. Prin lupta de la Posada, 9-12 noiembrie 1330, noul stat se afirmă de sine stătător, înlăturând suzeranitatea maghiară, iar Basarab, întemeietorul, a rămas unicul stăpânitor. Se încheie o etapă importantă a constituirii statului medieval, Țara Românească, dar nu întregul proces. Mai rămâne constituirea instituțiilor interne, specifice întinderii sale, care se va realiza până la sfârșitul secolului al XVI-lea, sub urmașul lui Basarab. Victoria obținută de Basarab în lupta de la Posada din 9-12 noiembrie 1330 a consfințit independența țării românești. Marele act istoric al întemeierii, înfăptuit de Basarab I, îl așează pe domnitor printre cei mai de seamă eroi ai neamului nostru. Inscripția de epocă de pe monumentul pe care l-a înălțat la Curtea de Argeș îi cinstește pe drept memoria numindu-l Marele Basarab Voievod. Tradiția noastră istorică, lucrările cronicarilor munteni și moldoveni din secolele 17-18 au reținut ca eveniment care a contribuit la formarea țării românești descălecatului Negru Vodă din Făgăraș. Acesta venind din țara Făgărașului la sud de Carpați și-ar fi întins autoritatea asupra întregului teritoriu de aici, pe la 1290 luând naștere al doilea stat medieval românesc. Istoricii au considerat acest eveniment ca real, explicându-l prin contribuția pe care voievozii români din Transilvania, nemulțumiți de politica regelui maghiar, au avut-o în unificarea cnezatelor și voievodatelor dintre Carpați și Dunăre și înlăturarea suzeranității maghiare. Legăturile cu bulgarii. Basarab I era înrudit cu dinastia bulgară Asenidă prin fiica sa Teodora, căsătorită cu puțin înainte de 1322, cu țarul Ivan Alexandru al Bulgariei. În 1323, Mihail al Bulgariei, unchiul lui Ivan Alexandru, a fost ajutat de o oastă importantă de ungrovlahi în bătăliile acestuia cu Imperiul Bizantin. Numele voievodului transalpin, Transcarpatin, nu este consemnat, însă istoricii sunt de părere că acesta era Basarab. Basarab îl va mai sprijini pe țarul bulgar și în 1330, la 28 iunie, când a avut loc bătălia de la Velsvud, între forțele țarului și cele sârbe sub comanda lui Ștefan Uroș. Voievodul muntean a trimis un contingent românesc pentru a lupta alături de bulgari, însă sorții bătăliei s-au arătat favorabil sârbilor. Legăturile cu ungurii. Voievodatul lui Basarab I s-a aflat de la începutul domniei sale în stare de vasalitate față de regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. În 1324, domnul muntean apare în documentele ungurești ca Basarab Voivodam Nostrum Transalpinum, adică voievodul nostru transalpin. Această sintagmă reflectă relația de senior-vasal existentă între regele Ungariei și domnitorul român.
În același document este menționată reușita misiunii primite de omul de încredere al regelui, comitele Martin Bogar, care fusese trimis în repetate rânduri pe lângă Basarab, dar fără succes. Regele accepta existența politică a noului voievodat în schimbul recunoașterii suzeranității sale. Cu toate acestea, un an mai târziu, Basarab se pare că a rupt relațiile sale cu Ungaria, refuzând plata tributului de vasal. Aceasta a cauzat tensionarea bruscă a relațiilor bilaterale. Un document emis de rege la 18 iunie 1325 îl numește pe voievodul muntean Basarab Transalpinul, necredincios coroanei maghiare, și relatează cum Ștefan, fiul comitelui Cuman Parabuch, l-a înjosit pe regele ungar, proslăvindu-l în schimb pe Basarab. În 1327, Papa Ioan al XXII-lea îl laudă pe domnul muntean pentru susținerea catolicismului și zelul său de a extermina națiunile necredincioase ortodoxe. După această dată, voievodul muntean a luat de la unguri banatul Severinului și cetatea cu același nume. Luând în calcul și înfrângerea acestuia din urmă cu câteva luni de la Velbuz, Carol Robert socotea că a potrivit momentul de a-l ataca pe Basarab. Astfel, în septembrie 1330, regele ungar pornește campania bazându-se pe o armată puternică. Ocupă Severinul și înaintează prin Oltenia. Basarab I a cerut pacea regelui ungar, oferind ca desfăgubire 7.000 de mărci de argint, adică 1.447 de kilograme de argint sau 1.680.000 de dinari. Banatul de Severin, un tribut anual și un fiu al voievodului la curtea ungară, drept garanție, numai să vă întoarceți în pace și vă feriți de primejdii, că de veți veni mai încoace, nu veți scăpa de dânsă. Armata ungară a fost prinsă de oamenii lui Basarab I, într-o vale îngustă și prăpăstioasă, suferind ca urmare o înfrângere umilitoare. Locul bătăliei nu a fost stabilit până azi cu certitudine, istoricii plasându-l în diverse puncte din zona submontană, precum Țara Loviștei, Valea Oltului, Comuna Titești, culoarul Rucărbran sau lângă Mehadia. În urma luptei de 4 zile, 9-12 noiembrie 1330, regele Carol Robert a scăpat cu greu, schimbând hainele cu cele ale unui fidel al său. Datorită faptului că Basarab I-ul a creat un stat independent în urma victoriei de la Posada, denumirea s-a încetățenit abia în secolul al XX-lea, sub influența operei lui Nicolae Iorga, a primit și apelativul de Basarab Întemeietorul. În jurul anului 1343, Basarab I-ul l-a asociat la domnie pe fiul său Nicolae Alexandru. Acesta din urmă a plecat la curtea regelui Ludovic I-ul al Ungariei pentru a mijloci reluarea relațiilor dintre Ungaria și țara românească. În anii următori, Basarab a participat alături de regele ungar la campania militară împotriva tătarilor. Cu acest prilej, a adus sub stăpânirea sa teritoriul aflat la nordul gurilor Dunării, cunoscut mai târziu sub numele de Basarabia, Bugeac. Legăturile cu tătarii. În partea de nord a Mării Negre, tătarii s-au amestecat cu cumanii de la răsărit, li s-a spus tătarii Căpciac, și-au adoptat limba cumană. Istoricul Neagu Giuvara presupune că, deși Basarab poate că nu stăpânea această limbă, o posibilă origine cumană a sa putea crea afinități. Istoricul Gheorghe Brătian opinează că Basarab, profitând de anarhia din conducerea regatului ungar, s-a așezat sub protecția Hoardei de Aur, de la care va primi sprijin militar. În 1330, potrivit aceluiași istoric, românii și tătarii s-au aflat alături în două bătălii, cea de la Velbust și cea de la Posada, în ultimul caz faptul fiind consemnat în cronicile ungare. Ideea unei colaborări între cele două popoare a fost în acea perioadă sprijinită și de alți istorici, între care Nicolae Iorga și Pepe Panaitescu. Acesta din urmă a remarcat faptul că în cursul bătăliei dintre bizantini și bulgari petrecută în 1331, la auzul trâmbiței tătărești din tabăra adversă, împăratul bizantin a socotit eronat în cele din urmă că ar fi o manevră tactică a geților românilor de peste Dunăre, care se folosesc de aceleași arme ca tătarii. Cei mai mulți sunt arcași. Rezultă din această interesantă povestire că, de la depărtare,
Românii lui Basarab, călări probabil, puteau fi confundați cu tătarii și că adoptaseră armele lor de luptă, în special arcul și pavăza tătărească, concluzionează istoricul. Ideea cooperării efective dintre Basarab și tătari a fost considerată de unii istorici ca rămânând la stadiul de ipoteză. Dar, după ce pe tronul Ungariei urcă Ludovic cel Mare, va lua naștere o ofensivă ungară împotriva tătarilor. Basarab, fiind sub suzeranitatea ungară, a fost determinat de împrejurări să-și reorienteze pentru o vreme politica externă. În urma campaniei din jurul anilor 1343-1345, a cucerit de la tătari teritoriul aflat în nordul deltei Dunării, de la Prut până către Nistru. Această regiune, intrată în stăpânirea lui Basarab și a urmașilor săi pentru câteva decenii, va fi numită de alții Basarabia, nume extins la tot teritoriul dintre Prut și Nistru, odată cu ocupația rusească din 1812. Teritoriile stăpânite de Basarab. Țara lui Basarab se mărginea la nord cu Transilvania, la vest cu regatul ungar, prin Banatul de Severin, la sud cu Bulgaria, la est cu Dobrogea lui Balică și mai târziu a lui Dobrotici, iar spre nord-est cu tătarii și moldovenii brotnici. Armata. Arta militară. Foarte puține știri au parvenit în legătură cu asta lui Basarab. Ele se reduc în principal în relatarea bătăliei de la Posada, în miniaturile din cronica pictată la Viena și într-o consemnare remarcată de P.P. Panaitescu privind asemănarea, de la distanță, dintre oștile valahe și cele tătărăști. Basarab I, ca și mare voievod, era conducătorul suprem al oastei. Aceasta era compusă în caz de primejdie din toți bărbații capabili să poartă o armă în mână. Radu Rosetti remarca faptul că nu erau limite de vârstă, altele decât ale neputinței fizice. Orice bărbat era îndatorat să răspundă chemării sub arme, indiferent de vârstă, atâta vreme cât puterile fizice îi îngăduiau să o facă sau până când nu decădea din situația de om liber. Iar datoria de a merge la oaste decurgea din faptul folosirii gliei într-o țară predominant agrară, cu țărani în majoritate slobos, moșneni. Aceasta constituia așa-numita oaste cea mare. Oastea cea mică era formată din familiile boierești și gneziale, slujitorii lor personal și curtea domnului, însă aceste elemente aveau o pondere foarte mică. Oastea cea mare era împărțită între cavalerie, formată din rândurile clasei nobiliare, și pedestrime, alcătuită din țărani. Aceștia, chiar dacă aveau la dispoziție cai, foloseau doar pentru a se deplasa mai rapid și nu în luptă. Pedestrimea era organizată în cete regionale, corespunzătoare fiecărui județ. În caz de primejdie, acestea se adunau la reședința județului, urmând ca mai apoi să pornească spre tabăra de luptă. Cavaleria era organizată la rândul din cete boierești, care difereau ca dimensiune după posibilitățile fiecăruia. Aceste cete erau comandate de boierul respectiv, iar în cazul cetelor domnești, de un slujbaș. Sfârșitul domniei. Domnia lui Basarab I s-a încheiat în 1352. Pe peretele încă netencuit al bisericii domnești din Curtea de Argeș stă scris: în anul 6860-1352, la Câmpul Lung a murit marele Basarab voievod. Tradiția consemnează că tot acolo a fost și îngropat, lucru care se regăsește și într-un document din 1714 pentru mănăstirea Negru Bodă din Câmpul Lung, de la domnitorul Ștefan Catacuzino. Acesta, vorbind despre Negru Vodă, Basarab I și Nicolae Alexandru, spune că le sunt trupurile lor îngropate în această sfântă mănăstire. Lui Basarab îi va urma la domnie fiul și asociatul său, Nicolae Alexandru, 1352-1364. Basarab I rudă cu Genghis Khan. Se pare că, potrivit cărții genealogistului Moncrief, Royal Highness Ancestry of the Royal Child, 1982, Basarab cel Mare ar fi fiul lui Tihomir Tocomerius, prințul tătarilor cu fica voievodului Barbat. Acest Tocomerius este fiul lui Tococan, Tucucan, han al Imperiului Mongol, fiul lui Batu cel Sprendit, han al Imperiului Mongol, fiul lui Juki, han al Imperiului Mongol, acesta fiind fiul celebrului Genghis Khan, mare han al mongolilor, unul dintre cei mai mari conducători
din istoria lumii. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu și sper să ne reauzim în curând.